Sâmbătă, 25 august, la Vaideeni a avut loc un eveniment încărcat de istorie, seară culturală la Vaideeni. Evenimentul și-a propus să marcheze mai multe momente importante la 520 de ani de atestare documentară a localității Vaideeni. De mai bine de 9 ani, Asociația Culturală Moștenitorii, formată din tineri care au plecat din satul natal, se întâlnesc periodic pentru a menține vii tradițiile din Vaideeni prin diferite evenimente. Devenită tradiție, iată în ce a constat întâlnirea din luna august. Am vrut să marcăm cei 520 de ani de atestare documentară, un eveniment important pentru comuna și pentru satul nostru. Domnul profesor Cătălin Siulescu de la Fundația Vaideeni a ținut un discurs cu prilejul acesta. Apoi, pentru că ne-am obișnuit publicul cu expoziții, am vernisat în seara aceasta pe cel care a fost Adam Davidoiu, un fiu al satului, plecat de mult timp dintre noi și care, iată, nu a avut niciodată o expoziție, dar împreună cu prietenii și familia am reușit să îi strângem la oaltă aceste tablouri care încă există, să le expunem și sunt bucuroasă că aceștia au acceptat invitația de a lăsa preț de o lună aceste tablouri, astfel încât cei care nu au putut să fie alături de noi să poată să le vadă și iată, poate chiar și copiii mei, pentru că începem curând școala, vor avea posibilitatea să meargă și să admire tablourile lui Adam. Și nu în ultimul rând vreau să adaug că noi de câțiva ani aducem teatru la Vaideeni. Anul acesta este cu atât mai special pentru că este teatru pentru cei mici, în amfiteatrul școlii vechi. Avem Fata Babei și Fata Moșului, o colaborare cu cei de la Anton Pan din Râmnicu Vâlcea. Sperăm că această seară să se încheie așa frumos, cu bucurie, cu veselie, așa cum era odată în curtea acestei școli. Din partea Fundației Vaideeni, istoricul Cătălin Săiulescu, originar de pe aceste meleaguri, a făcut o scurtă prezentare a zorilor istoriei la Vaideeni, 520 de ani de atestare documentară. Prima atestare documentară a satului Vaideeni s-a făcut la 12 iunie 1504, urmat imediat de un al doilea document la 15 iunie 1504. Documentele sunt la Arhivele Naționale Istorice Centrale din București, sunt și publicate în DRH și în primul volum chiar, deci este acces la ele. Vaideeni se află printre puținele sate scutite de prădalica. Sunt în evul mediu doar 251 de astfel de documente, de excepție de la prădalica atestate în documentele medievale. Sigur, mai târziu, viața exista și înainte de 1504, e clar. Am și subliniat că s-a descoperit, sau cel puțin în prima monografie dedicată Vaideenului de Adam Toma Băncescu, există o menționare a unui topor neolitic care s-a pierdut. S-a dus la Vâlcea la un colecționar și s-a pierdut, din păcate. N-avem niște sondaje arheologice făcute de specialiști ca să vedem dacă și cum a fost viața dinainte. Cert este că a fost, că nu poate să apară dintr-o dată. Și la Muzeul Județean de Istorie, la Aurel Sacerdoțeanu, există o hartă cu așezările neolitice și acolo există un punct și cu Vaideeni. După cum sunt 13 moșneni, s-ar putea să fi fost mai mulți, dar cam 120, cred că maxim 150 ar fi fost locuitori ai Vaideeniului, care situau undeva pe nivel mediu în să spunem așa, în demografia din țara rumească din acea vreme. Dacă în memoria colectivă se știe că la Vaideeni au venit ungureni din Sibiu, istoricul Cătălin Săiulescu face următoarea precizare. Istoria Vaideeni se schimbă odată cu venirea ungurenilor, să spunem așa, din Ardeal, majoritatea din județul Alba, pentru că majoritatea sunt veniți din județul Alba, nu din județul Sibiu, sunt și Alba și Sibiu și Hunedoara, dar majoritatea sunt veniți din Alba, în Vaideeni, și acestea vin în secolul XVIII pe fondul creșterii presiunii austriecilor asupra românilor din zone de margine. Cunoșteau zona pentru că sunt multe documente și înainte în care veneau în păstoritul pe versantele sudice ale Carpaților, se duceau de multe ori și în Dobrogea la Iernat, deci cunoșteau și atunci au stabilit ei, au hotărât probabil să stabilească aici, pe malul Uncavăsului, și să creeze o nouă zonă frumoasă, un nou sat frumos care cred că e printre puținele, adică sunt puține sate ca Vaideeniu. Seara culturală la Vaideeni s-a încheiat cu vernisajul omagiu adus pictorului originar din Vaideeni, Adam Davidoiu, și cu piesa de teatru pentru copii, Fata Moșului și Fata Babei, oferită de teatrul Anton Pan. Nu vei mânca nimic!
Leneșa de fieta? N-a fost în stare să facă ceva de mâncare până acum. A stat toată ziua cu fundul pe cămașe, în timp ce fetița mea... Uite cât a tot dragă de eu! Uite, tătucă, uite, uite! Tătucă, tătucă, eu... Tu te taci! Mă duc să pregătesc ceva de mâncare. Ți-a spus să